Dar istoria iarăși s-a repetat. Și în 2016 ei vor să facă același lucru. Iarăși să vă mintă, iarăși să vă fută... Ups, sorry. Să vă fură votul. Igor Dodon merită respect. Votăm corect, votăm corect. Igor Dodon e omul perfect. Votăm corect, votăm corect. Tum, 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 tum. Voi mă tinc, sunteți atenți la mine, mă auziți? Să auziți, vede? Noroc? Dați de știri? Noroc tuturor care s-au conectat? Asta e un live doar pentru lumina. De data asta încercăm, sau eu încerc, să vă arăt ceva care o leacă ne-a scăpat nouă atenție și parcă noi nu luăm asta tare în serios. Dar când realizez cât de mult asta a fost răspândit, distribuit de oameni, jii, real, de redacții, de știri, parcă îți vine o leacă să vorbești despre asta. Astăzi, în premieră, cred că o să vorbim o leacă pe lung despre un ljubimčik al nostru neoficial, domnul politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, scriitor de cărți, doctor în științe politice, domnul Țordan Pâgdea, supranumit în popor și mâncător de Stoi Andrei. Nu trăda secrete. Ați auzit de Țordan, scuzați, Bogdan Țârdea, de Bogdan Țârdea ați auzit? Un deputat socialist. Drag mie, care sper după acest live, după acest video să fie la fel de drag și vouă, cel puțin la fel de drag. Mai pe scurt, o tras el un articol, sau nu știu cum să-i zic, eu nu știu de unde el începe. În primul rând, ca să vă imaginați cât de bine ei lucrează cu holdingul lor mediatic, da? E ca Țordan Pâgdea scrie ceva. Ceea ce el scrie, după asta nimerește pe prompter la televiziune, nimerește în Comsomolskaya Pravda, nimerește în argumente și fapte, nimerește în vorbe distribuite după asta de prezentatori care analizează ce a spus Țordan Pâgdea. Și este distribuit de deputați socialiști, susținători a partidului, Facebook-uri, adnaclasnice și așa mai departe. Și o singură scriitură de om. Dar eu e ca bietul, m-am adunat aici cu un vlog, eu doar pe voi vă am, trecătorii mei. Trecătorii în sens că pe alături m-au auzit și ce scrie acesta pe gard, cuvânt din 4 litere. Așa că doar pe umerii voștri pot miza, doar pe susținerea voastră pot miza. Vă rog frumos să distribuiți acest video, să-i dăruiți câte un like, ca să ne vadă, să ne audă mai multă lume și poate într-o bună zi să ajungem și la urechile ochii domnului Țordan Pâgdea. Tare, tare v-aș mulțumi. Zici lumea că focusul se clatină, eu pot să-l deconectez, deci, dacă deranjează. Așa e o leagă camera, asta e o leagă mea clătinătoare. Așa e bine, dar e important eu să nu ies din focus. Noroc tuturor, hai să mă salut cu lumea. Noroc Tatiana, noroc Vania Belăi, noroc Alexandru Dumbravă, noroc Mariana Gorgan, Andrei Balănuță. Știi care e faza? Știi care e de Ghea Muz conectează și nu a văzut cu ce am început? Prieteni, eu am început cu un videoclip de susținere al lui Igor Dodon din 2016, cântat, recitat de niște interpreți, artiști. Așa că cei care scriu pizdeț sau gandon sau idinahui, asta nu e despre mine, asta e despre... sau cu ocazia sau datorită clipului care a fost la început. Așa că vă rog, am o să dărviți alea că mai multe inimioare decât feță de acele supărate, ok? Gdem să eu în fața voastră. Cum vă simțiți? De unde îmi scrieți? Care-i timpul pe la voi? La mine încă e după amiază. La mulți de prin Europa este seară deja, așa că să nu credeți cumva că eu am filmat asta dimineața undeva la Condrița și cum mă pun live și cum să mă gesc. Nu, eu sunt în Grecia, la cald. De asta îmi vine ușor să comentez. Mai scurt, astăzi vreau să trecem printr-un video cu Bogdan Țârdea de la NTV Moldova și pas cu pas să încercăm să vedem dacă omul are sau nu dreptate. Pentru că omul, titlul acestui video pe care domnul, eu vezi și zis de bun eu totuși cu Bogdan Țârdea, îl numesc om. Titlul pe care Bogdan Țârdea l-a dat acestui video este Почему Плохотнюк никогда? Почему Дадон никогда не станет Плохотнюком? Așa că propun să mergem împreună. Deci pregătesc video, să mă asigur că voi să auziți și o să vedeți în ferestruiși cum se pologhează. Ok, parcă în cap, în cadru. Mă vedeți? Mă auziți? Dați-mi de știre. Noloc din UK, noloc din Germania, noloc Flanța, noloc din Boston. Ce acolo voi la Boston? E călduț și frumușel. Tare vreau să ajung. Sunt 5 ore de șofat de aici din Grecia mea, dar vreau să ajung la Boston. Spuneți dacă se merită, dacă aveți ceva, restaurant Michelin, dacă am unde parca Aurusul meu roșu. Dați de știre. Dubai, în Dubai de mâine noapte și lumea se uită la mine. Noroc Dubai, noroc. Așadar, ia câte-l, îl recunoașteți, l-ați văzut
măcar cineva a auzit din somnul, pentru că eu am întâlnit un mare, cum zic, confrunt, un mare zid acum de fiecare dată când stau și comentez, fie la internetul grești sau lumina, vorbesc despre membrii actualului guvern, guvern condus ca și cum de Chicu, vorbesc de oameni ca Țârdea sau de deputați socialiști, nu știu cum ei nu au intrat în gura lumii așa cum au făcut democrații, democrații parcă au fost o leacă mai memorabil, nu prin acțiunile lor, prin figurile lor, mai generatori de caricaturi, ștole. Hai să ne dăm silința, hai să-i ținem minte pe acești eroi simpatici, că nu putem să-i trecem cu vedere. Așadar, Țordan Pâgdea, ce ai pregătit astăzi pentru noi? Nu-i de la bun început, că e cel are un intro, dar ea că noi am ușa să intrăm în cărnița cărniței. Stai, voi mai nu l-ați auzit. Сбить рейтингу самого популярного политика в Молдове, Игорю Додону, и освободить кресло президента для Майи Санду. Mai scurt, ia ca aici începe tot. Почему Додон никогда не будет плахотнюком? Hai să descoperim аргументы домului Цирдя. Сегодня кумовцы окончательно обезумели, утверждая, что Игорь Додон – это второй плахотнюк. Дескать, он хочет подмять всю власть, крышевать схемы и не делиться с ними. Обезумели? Ну как же, да? Аша же и зачем, лор? Окончательно обезумели. Конченые безумцы. И лумя мерзет, сразу смотри. Что это? А кум? Нет. Конченые безумцы. Смотри, у них красное лицо, корни и рога копыта. Что такое? Хай сведем. Одновременно они же утверждают, что Игорь Додон все это делает ради Путина, отдав ему всю страну и схемы в придачу. Цирдя, как шкум, зычка, остальной дрепт, да? На самом деле, эти обвинения рассчитаны на круглых идиотов. Сиди фурмос, на круглых идиотов. Ши тама навем ин кадру, ин имаджини. Йо ну ламини марефер мэ алэтуру итацва персонаж. Ага, ши. И вот почему. У Игоря Додона три высших образования, научная степень. Плохотнюк купил диплом в политехе. Игорь Додон пришел в политику из академической среды, работая преподавателем в ВУЗе. Плохотнюк пришел из теневого бизнеса. Вау! Не приму ли каиш? Значит, компарации, ля-ц инцелес. Додон versus Плохотнюк. Деши Додон, ну и Плохотнюк, потому что Додон are mai multe дипломы de studii superioare, да Плохотнюк numai una. Aici trebuie să-l corectăm, oleac. Eu nu știu Плохотнюк ce-a făcut și cum a făcut și cum a dresat aceste diplome, dar Плохотнюк, according to... Desvărăt, voi nu mă credeți, dar există așa o pagină. Ia uitați-vă ce scrie pe Wikipedia. Plahotniuc. Mergem la education. Early activity, early life and education. Iată-l. Graduated Technical University. Da? O diplomă de aici. Bachelor degree. După asta MBA în 2002. Și în 2006 încă un master's degree. Două masterate are Plahotniuc. Și un bachelor, cum s-ar zice, o diplomă de licență. Rezultat. Rezultat na lițo. L-am piedicat oare... Educația, background-ul academic Plahotniuc să devină Plahotniuc? Deși atunci este relevant să spui că Dodon are 3 diplome, să se șteargă la galina cu aceste diplome. De ce asta l-ar împiedica? Hai să-i amintim, de exemplu, eu stare bucuros m-am inspirat dintr-un articol de pe sic.md și vouă vă recomand să-l lecturați, el în două părți, e lunguț cu toate contraargumentele, eu o să încerc să fac o sinteză astăzi, să mă împrumut, să mă inspir doar cu câteva din ele, dar în acest articol scrie foarte minunat și ni se amintește tuturor, Mussolini, înainte de a deveni Mussolini, era profesor de istorie, jurnalist, domnul Pol Pot din Cambodge, autoritarul, tiranul acela, mă ating și el era, stai, Alec, dă-s mă interesez, că am uitat. E că am uitat. Da, era profesor de istorie, geografie și limbă franceză ceva cu. Dar Maloc, de ce pe Dodon l-ar împiedica și autoritar, deși pe Dodon l-ar împiedica să meargă pe calea lui Plahotniuc niște diplome de universitate? Nu este, ni se pare, e relevant. Spuneți-mi voi și credeți despre asta. Mai departeșor, mergem la comentariu. Stai, Leac, eu trebuie să pas mai multe butoane. Avem video cu Țordan Pâgdea. Vă rog frumos, nu-l încurcați. Foarte mult scriu numele lui. E că eu, de exemplu, pe Facebook scriu Bogdan Țirdea. Și nu pot să dau de dâns pentru că el m-a blocat. Dar dacă scrii Țordan Pâgdea, poate da, e de ceva. Așadar, mergem să comentăm mai departe. Aha,
Deci background-ul academic, asta e punct foarte, asta e primul argument, de ce Dodon nu plahotniuc? El a învățat bine la școală. Ui, dar i-aș aminti lui Țordan Pâgdea că Dodon a avut nota nouă la limba română în atestatul de studii medii. Dacă limba română nu există, blять, cum el a avut nota nouă la o limbă care nu există? Tfu, eu mă, eu! Dar cum mama lui e profesoară de limbă care nu există? Ia că asta ciudat. Mai departe. Игорь Дадон – публичный политик, президент. Плахотнюк – теневой олигарх, миллиардер, ставший владельцем Нобел, Кодру, Петром, Драй, Виктория Банк, БЕМ через схемы и захвата. Игорь Дадон... Да, ставь, Олег. Стой. Ведь аргументу Луи, и каиста винит дин умбры, ага, схемы и захвата. Ну, да он пик... Вы это узат кувынту хотел Кодру, это узат, что с Богдан Цердей. Я интересант, кило менционат аста. Nu de alta, dar anume, hotelul Codru a fost unul din acele active al lui Plahotniuc care a intrat în mâinile lui Plahotniuc cumva datorită lui Dodon. Dodon împreună cu grecianii, prin 2005, ministru, 2008, stai, el era ministru, da, ministru economiei, exact, grecianii la guvern, șeful de la agenția pentru proprietatea publică, care a semnat contractul cu offshore-ul din Cipru, care după asta l-a transmis lui Finpar Invest al lui Plahotniuc, era sub Ministerul Economiei. Dodon, după asta, ce-i drept, în 2016, ce-a făcut? A scris scrisoare secretă lui Voronin. El a declarat asta în campania pentru prezidențiale acum 4 ani. A zis, eu am scris și mi-am exprimat dezacordul. E serios, e că verificați asta. Igor Dodon, dezacord, Voronin, scrisoare secretă. Am o întrebare. Când tu nu ești de acord cu ceva, și tu candidezi la președinție, și tu după asta devii președinte, cacova cuia, tu nu te apuci să desecretizezi această scrisoare, să ne dai nouă o leacă mai multe detalii despre ce s-a întâmplat de fapt. E că ție îți pare că ceva s-a întâmplat și nu e asta corect. Statul a avut numai de pierdut. Desecretizează scrisoare, povestește-ne. Numai 4 ani au trecut de când Dodon a zis că a scris o scrisoare secretă. Dar cum arată asta? Dragoi Vladimir Nicolaevici Voronin, eu, dacă sincer, eu nu sunt de acord. Numai că vă rog frumos, domn Voronin, asta secret. La revedere, zi bună. Eu cred că așa și-o arătat scrisoare, așa că mai răbdăm până atunci. Frumoase contraargumente, așa că Plahotniuc vine din scheme întunicate, dar Dodon, cum s-ar zice, din scheme luminoase. Am ușa să mai dezvoltăm alea tema asta. Dodon privel în parlament neparlamentscuiu PSRM. Плахотнюк купил парламентскую демпартию, прячась за спиной Мариана Лупу, которого потом кинул. Игорь... Я ставлю, Олег. Стой. Ну, давай надо звезду, так я не знаю, нам не могу сказать комментарий, скажите, я ртаться, мой ворог фумас. Ашадар. ЦРМ. Плахотнюк купил парламентскую демпартию, прячась за спиной Мариана Лупу, которого потом кинул. И... Minunat, frumos. Așadar, Dodon, nu ne-ți cumpere sfuri partide. Dodon, pur și simplu, a făcut un atac rider asupra Partidului Socialiștilor. Cine își amintește ce era Partidul Socialiștilor până în 2012, când Dodon cu Abramciuc, cu grecianii, dacă nu greșesc, au fugit din PCRM pentru că au văzut scam un suc buzunarul ăsta lui Voronin. Trebuie de găsit alte căi de a demini banul Kremlinului în Moldovia. Ce era atunci? Valentin Krylov, vă amintiți așa un om? Puțin își amintesc, apoi că Valentin Krylov, care până atunci era șeful socialiștilor, l-a acuzat pe Igor Dodon în 2012 de atac rider. Dar Plahotniuc ca și cum prin alte metode a venit. Ei, aici cine stă să judece? Cine, cum s-ar zice, a venit cu iconița, dar cine cu penița? Dar frumoasă comparație, într-adevăr. Și ziceți, mergi mai departe? Așa... Și comparații mai avem. Игорь Дадон вытаскивал из-под стражи людей, которых Плахотнюк хотел посадить. Также Игорь Дадон возвращал бизнесы, помогал нашим экспортерам. Месия, Салватор, супер. Вой. Да я уверен, что нужно интервьюпим еще сейчас видео. Гата. Игорь Дадон помогал бизнесам, он салвал экспортерам, он все делал, он соливал им даже иногда, чтобы было май лушуёс, да капегяться камиону мерджи. Фрумос, ши мои партии. Сняв таможенные пошлины в России, открывал рынки для Крикова, Кожушна, Костел Мими и так. Бэш интересант, ой, номерат ктива бизнесу, да ну кумва открывал ел дин мотив преференциал ачестор бизнесу калия спри Москова. Шпалаурам, хай снементим, дыши Москова вапше сопкат сне фак ачест эмбарго. А уну, пентру ка Молдова асемнат аккорду де асоциере к Униюне Европеана, са супра Москова,
Face un asemenea pas, o pedeapsă economică, după un pas politic a Republicii Moldova, Șamu, pe piedestal, pe piedestal la distanță de câțiva ani, ia cătele, Igor Redon, Salvatoru. Serios? Adică omul care lucrează pentru Moscova, îți duci și le amintești, băi, pățanaș, vă rog frumos, eliberați acolo ce și cum. Și e drept după asta, dacă stați săpați prin știri, o să vedeți cum mulți exportatori s-au ciucnit de o altă problemă. Mulți exportatori, parcurgând calea prin Ucraina spre Rusia, s-au ciucnit de o problemă. Rușii interziceau mărfurile de tranzit prin Ucraina, pentru că rușii iau să iau un coarniș cu Ucraina. Așa că Dodon nu tare până la capăt a dus aceste treburi. Aha, mai departe, Bogdan. Dali. Молдавского вина на российских рынках уже в ближайшее время может стать больше. Уже может стать больше. Еще не стало, потому что мы пока гарды вапсировали вином. Но уже может. А знаете почему? Знаете почему может? А почему? Владимир Путин сегодня заверил молдавского лидера Игоря Додона, что он проанализирует эту ситуацию. Плохотню. Он... Măi, nu cum poți fi mai minunat decât atât, înțelegi? E că toată distribuie asta la Accent TV, la NTV Moldova, la Argumente și Fakte, Komsomolskaya Pravda. Dodon открывает рынки, caps lock scrie. Și jos, Putin пообещал Игорю Додону, что он проанализирует эту ситуацию. Додон открывает гору, когда кто-то открывает прохаб, какие рынки. Și им здесь, Цордан, пыгдя. Ты знаешь, что Шори с трансмиссом еще на интика и два пцы двины, а двер. А у анонс, приятель, ел ануэста, ануэста ел причиз, ел ануэста из бронзат. Адика с фил бронзат. Adică eu îți vorbesc cu soția și mă proanalizirăm situația în care eu pot să mă duc undeva afară să mă bronzez. A? Normal așa, un fake frumos el am lansat. Normal. Mai departe la Țordan. Уже бизнесы отнимал, создавал проблемы. Транга, владелец Энди Спица, не даст соврать. Я действительно хочу сказать благодарность и Майе Санду, и Андрею Анастасии, и Игорю Николаевичу Додону, президента. За то, что благодаря им я сейчас с вами здесь, на свободе. У Игоря... Очень интересно. Спасибо Майе Санду, Андрею Анастасии, Игорю Додону. А кто открывал рынки? Кто освобождал? Игорь Додон. Ну, синий мессия, ты понимаешь? Ну, что факут Майе Санду и Андрею Анастасии? Ну, что факут протестили в 2018? Вы цените смите, Игорь Додон, и де мульт он партичпат ла лупта аста împotriva олигархului. Вы цените смите, нума-нума с-о анулат алежерли. Pentru municipiul Chișinău, care Andrei Anastasie câștiga, și ca și cum, oi, blin, lovitură în justiția moldovenească și Dodon, nici o sulă n-a făcut. Dar el, în schimb, освobождает, открывает рынки, прохабы, гуру, молодец, месия, mai departe. Додона – самый большой рейтинг в стране. За него голосовали 52% граждан, избрав его президентом. У Плохотнюка – самый высокий антирейтинг. 90% граждан его ненавидят. У Богдана Цирня – самый высокий индикатор дебилизм. У него такой большой дебилизм, он что, не понял, не понимает? Плохотнюк – антирейтинг. Ну, и кунаш тем диспряста. Ну, и умер сам вяться. Додон? Мари рейтинг, чин заждой дипопол. Здесь я компаре рейтингу к номеру девотанц. Care l-au votat, înțelegi? Și aici este o leacă aberant și irelevant, dar totuși, hai să iertăm această comparație. Mai departe, Dodon a câștigat, care are rating bun, harașo, dar și mai are Dodon în afară de rating. Rating. Și ce trebuie să ai ca să ai rating bun? Trebuie, de exemplu, să te folosești de biserică. Молодец, чек, cum s-ar zici. Trebuie să-ți speli imaginea cu fundații de caritate. Конечно, și soluția și din fufletul galinii. Așa? Trebuie să ai un concern media. Trebuie să ai câteva televiziuni, ziare, ziarul în limba rusă, Komsomolskaya Pravda, care este cel mai tipărit ziar din Republica Moldova, cu cel mai mare tiraj. Normalioc. Nu, cum s-ar zice, eu cred că tot ratingul ăsta și rezultatul la alegeri, apropo de alegeri, vă țineți minte ce știri erau la holdingul lui Plaha, apropo de Dodon. Adică tot rezultatul ăsta se datorează exclusiv
Политический бюджетар фискалил Игорь Додон в 2006-2007 а проекте Лорен на интатинка в Министерство экономики тем гуверной коммунист, шин генерал, а бэкграундулый академик, чили три дипломи, а уфакут уамени, дин садова, дин алти сати со спуна, я уврялся в отец прешединтя ку дипломи. Дипломи остачен сам, винить лакувинту дипломат. Да дипломат, кум цитрадучен лимбарусы, чемодан. Я уврял прешединтя, чемодан. А евро чемодан, а пцану чемодан. Молодец, межимать партия. У Игоря Додона молдавское гражданство. Его семья живет в Молдове. У Плохотнюка 4 гражданства. Румынское, русское, чешское, молдавское. Их ни одной родины. А, лови то ляк, Плохотнюк. Ни одной родины, ничего патрии. А ты паша партия, ари Плохотнюк, что ничего патрии. Фрумос, дар. Întrebare către voi, ia ajutați-mă să înțeleg. Contează numărul de pașapoarte la capitolul patriotism și ce faci pentru țară? Contează numărul de pașapoarte atunci când partidul este finanțat de piști hotare? Contează numărul de pașapoarte atunci când tu aproape săptămânal te întâlnești cu ambasadorul Rusiei la Chișinău? Contează numărul de pașapoarte atunci când tu, lucrător la stat, îți permiți vacanțe de 10.000 de euro? Я каюсь, да, ну, что, когда мол, контяза номер де пашапарт. Додон живет с семьей в Молдове, да, это таки правда, живет в Молдове на Буюканах, интрун кастел де три этажи, потому что он патриот, а родители помогли, чтобы он был дальше патриотом. Фрумос, мерджи мади парти, приятель. У Игоря Додона нет активов, домов за границей. У Плохотнюка все активы там. Пиздец, шари бун для Буюкань, шари активы для остатка риздарите. Ши келтуели ари Додон. Ши репари часу ла луме копиилор одатанан. Ши келтуели ари Додон. Депласер платите, бать для друж, бать для остат. Ваканцы платите, мейнли для друж, а? Ши келтуели ари Додон. Noi, plătitorii de impozite, îl ajutăm pe Dodon și Dodon. Игорь Додон не связан с криминалом. Плохотнюк был под мониторингом Интерпола за связи с солнечной братвой. Интересант. Имеет 3 уголовных дела в России, кучу обвинений в особо тяжких преступлениях со стороны сотни граждан. Я был мониторизат в период тем. Шестой пост, де факт, субъекту шединца инкисы. Игорь Додон защищал школы, больницы, госпредприятия, православие, историю страны. Добился амнистии для молдавских гастарбайтеров в России. Stai, că stau leacă altă temă. Hai să revenim la faza asta anterioară, cu comparație cu dosarele penale. Хорошо. Плохотнюк. Dosare penale, связи cu lumea criminală. Acceptăm într-adevăr această diferență mare. Numai că, ia uitați-vă, dacă stăm alea să ne concentrăm nu pe diferență, dar pe asemănări, uitați-vă și descoperim. Плохотнюк, legături cu Солнцевская grupировка, cu lumea criminală, de asta, întunicoasă. Додон, legături cu un Igor Чайка, învinuit de acapărări de business-uri și de marea corupție. Adică, prieten cu criminali, doar cu criminali ești o leacă mai la costum, mai curăței, fără cuțitaș, fără babăcică în buzunare, a? Nu cum adică poți să-ți permiți această comparație? Noi credem că Igor Dodon are suficientă legătură cu lumea criminală din Rusia, pentru că cei care sunt oficiali în Rusia, la pidjaci și la costumi, nu sunt mai puțini criminali. Mai ales dacă stai și faci un efort să analizezi investigațiile celor de la FBK sau domnul Navalny, să vezi ce au descoperit ei printre oamenii care sunt lucrători la stat, dar cumva indirect, iată, ajută любовnița să-și cumpere iaht. Pentru că a stat și a mâncat numai suharici și to suharici deja erau rugumate de Iura Leancă atunci când el aduna banul pentru feciorul să plece la studii pe ștehotare. Aha, mai departe, Цордан. Плохотнюк все делал для собственной наживы. Продал все банки страны, отдал аэропорт, БЕМ, ключевые госпредприятия, ну, Air Moldova, Тутун, ЧТЧ и так далее. 40% земли в концессию. Он типичный компрадор, предавший национальные интересы страны. Цара ну се винде! Цара ну се винде! Цара ну се винде! Цара ну се винде! И... Окей. Да Додон не предает интересы страны. Додон делок не предает интересы страны, а тунч, когда ворбешь те лукры, которые делок ну звалабили пент политика экстерна Молдови. Ну, я ему амптя антра адынг, да есть он алт капитул май департе, дис пркум очеркулат политика экстерна, ш концепту дис политика экстерна ал Додон, да межем алек май департе. Игоря Додона поддерживают Путин, Лукашенко, Эрдоган. Видимо, есть за что.
Есть за что. Есть за что. Конечно, эти пукади бурик, что поддерживают, что Лукашенко, что Эрдоган, что Путин. Кум подстилаут, к факту, что сценуют диктатор, что лидер авторитар. Мама! 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 Да, Андреш? Мама! Да, Андреш, чеврей. Мам, да я освечу арбун? Да, Андреш, да дичи, я ртребе скорректуешь в чербун. Мам, да помени масусцине, уйти, лидер, если сопля, пиджак, бухай. Тец, лидер Единограда, масусцин. Чеспой? Че факут ей? А, еди меняться фура один маршрут, когда Сара выдала толчок. Че? Ну, с боет бун. Мам! Блин, ярыш. Ну, кума шапи, минимум сусын, Лукашенко, Эрдоган, а что фарти файнсти сусына ей. А шей кей фурмос, не лауцк сын лидера авторитар. Молодец, Игорь Додон, молодец, цирде. Я не знаю, в момент, когда ты скриешь, когда ты штикешь платит, акитат, ты любишь кумва контрабань по ачест Додон, по каре пропон 2011 критика цирде. În asemenea momente, tu cam te pierzi în toată iubirea asta, ca și Dodon cu o singură cetățenie. Atunci când prea tare iubești ceva și numai un lucru iubești, poate să înceapă și or să ieși, trebuie de uns. Nu înțeleg de unde sunt comparațiile astea. Iată, așa și în cazul de mai sus. Hai să mergem mai departe să-l ascultăm pe Țordan, ce mai are de spus. Встречался он с Трампом, Макроном, Папой Римским и так далее. Это S-a întâlnit cu Trump și Macron la un același dineu în Franța și a făcut o poză cu telefonul mobil. Встречался? Nu poți să zici că не встречался, așa e? Frumos, dar eu în 2008. Eu în 2008, дорогие мои друзья, которые были тогда со мной, не дадут соврать. Eu în 2008 am fost cu Work and Travel în orașul Denver, statul Colorado. Și am lucrat într-o companie de catering. Și мы, наша компания, обслуживала Democratic National Convention, когда выбирали Обаму. Я... Ну, не фотографировался, а я был рядом с Обамой, наверное, метров 16. Пожалуйста, поверьте, я народный лидер. Меня любят Обама, меня любят 16 метров. Понимаешь? Я каста результат, Фурмос. Молодец. Не можешь сказать, что Йома Компарку плохотник после этого. Дальше. Аня, нравится это Сандус Настаса или нет? Плохотнюк не выездной в России, как и усатый и Шор. Не рукопожатим был во всем мире. Игорь Додон проводит взвешенную внешнюю политику. Плохотнюк играл в опасные геополитические игры. Изгнание дипломатов России из Молдовы, запрет российских новостных программ, наезды и оскорбления в адрес Евросоюза. Игорь Додон добился снижения цены на газ, разбил электрическую схему с энергокапиталом. Разбил, ну-ка ша, да вдребезги разбил, ты понимаешь, газ он Европа соевтени, де мулт, май де мулт, шти, да я соевтат, что блин, ин курында леджер, требо схема, давай разобью эту схему, нахрен, понимаешь, тут только ты уйцла, Додон, ты ще вес, авторитати, путери, лидершип, понимаешь, май де парти. Помощью Москвы. Плохотнюк. С помощью Москвы. Кумаша, Юкрим Килсенгур. Москва. Да ну где Москва соложите? Живался на газе, электричестве и на чем угодно. Игорь Додон ходит по рынку, здоровается с простыми людьми. Плохотнюк даже с охраной боялся народа. Бэйч компарации, суперб. Игорь Додон, я бэй. Стой, ому кари фэр охраны. Вы цели смейте, как зяру де гарды против Веусу, обкац ей лантребери ану трекут, пидам на Галина Додон, дис фундация ей. Цели смейте, как Галина Додон со трансформатами фигуры дичары. Ще еще дреб и кам одесса аж аж есть. Цели смейте, как секуритати чепута шо сэмпинга. Да, цели смейте, как Игорь Додон аша детари, ну фолосешь сирени, лишь витеза спорите Петросея улуй президенциал, инкат он шофер для Викола Флорень, майну шо пердут нищ... Nici Avicola, nici Floreniu. Țineți minte cum Igor Dodon, așa singur. El, practic, pe jos alerga, blin. Pe jos să-și facă datoria lui de președinte. Răzbite-te schemă, nahre, înțelegi? Iac asta, da, frumoasă comparație. Dar Plahotniu cu securitate, da, Igor? Fără securitate. Игорь Додон в тяжелый для страны момент остался в Молдове. Избавил страну от засилия олигархов. Плохотнюк сбежал, кинув и свою партию, и всех, кто ему служил. Додон вывел бессмертный полк на площадь и всецело его поддерживает. Плохотнюк ни разу не появился на мемориале Вечности и превратил 9 мая в День Европы. А
Asta e și bret, și minciună, și irelevant. Plahotniuc a fost de vreo 2 ani. Noi, eu am comentat aici, ne-am obosit mâncatul lui de hrișcă și transformat acestei sărbători într-un bonus politic. Și el și Dodon a făcut asta. Ambii merită luați în suliță în cât mai multe direcții și prin cât mai multe găuri. Pentru că cineva, mă tind că a murit la război. Și mă tind că cineva au rămas chilodit după război. Și mă tind că cineva au rămas fără frați, fără tați, fără rude după război. Dar cineva, la câțiva ani distanță, investește. Investește în această dramă nepoanetnă, cu tot felul de concerti, cu un Colea Bascov, cu saluturi. Saluturi, bleate, în capul meu până amunul se leagă. E că este un război. Război, război, sânge, 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 victime, lacrimi, jeli, traume, пиздец, всему. Блядь, demografic vorbind, social vorbind, psihologic. Trec câțiva ani. Auzi? Da, dar noi же это самое, noi războiul s-a terminat, da. Dar noi, блядь, nici n-am șocnit, nici n-am это самое. Точно, повар! Эй! Открывай шампусик! Кема пе Коля Баскова! Шидей! Шарманка, 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 похуй кому рит, миллионы ди уомень! Și asta, cum poți să sărbătorești un final de război? S-a terminat războiul, zi, mulțumesc, slavă ție, eu am rămas în viață, trag o lecție în urmă la asta. Scuzați, Oleg, m-am încălzit pe seama acestui subiect, el e șerbințel în mine de-o vreme. Cam la fiecare an e recurent. Пешую колонну возглавил президент Молдовы Игорь Дадон. Вместе с ним пришли и его дети. Старший сын Владислав нес портрет родственника. Я рад, что мы организовали этот парад, потому что это означает, что мы помним и гордимся теми людьми, кто умерли в этой великой войне и пожертвовали собой ради нас и ради нашего священного мира. На самом деле, ключевое отличие Дадона от всех политиков Молдовы в том, что он единственный в стране политик, который один раз отправил Плахотнюка в отставку в 2013, а второй раз вытянул из власти в 2019. А третий раз Додон к сочелище вотат пентру кандидатура Лутимов тен доми дойсприч, школиция урмасла гувернари. А потом еще 16, 15, 130 раз Додон спне кассоскуаты фанации Луинстрады, пентру кайел есть, то бишь суспендат. Да Додон не михнув фачада, то пасту экспликат к требудим вотсад дежукат шах. Че с интемпы, унди ира куражу Луи, лупта кудоден. Și cum adică ultima asta luptă care s-a dus, ce numai pe umeri lui Dodon trebuie depus? Pe bune? Eu, e că la emisiunea Lumina și efort am depus. Măcar nu e să ne mulțumești, țardan, pic de. Hai, Dodon, noi te-am votat! Mă scoate! И второй момент. Он единственный политик, который отправил в отставку все олигархические правительства Плахотнюка. Правительство Филата, Лянка, Габурича, Стрельца, Филиппа. А под конец и правительство Майи Санду. И они ему этого не простят. До свидания. До свидания. Да, а третья узина куда-то, это суперб. Это Оскар и Саптана Витаре. Третья скултана куда-то. Единственный политик, который отправил в отставку все олигархические правительства Плахотнюка. Правительство Филата, Лянка, Габурича, Стрельца, Филиппа. А под конец и правительство Майи Санду. Олигархическое правительство Майи Санду. Вы целите мне, как олигарх Майя Санду, блин, а мой дзердзин лезть, а он где фост я? Да я у кунди ну те улицы, ну масоди хнешти, что ну маку Роллс Ройс. Майя Санду спонсоризат за перенату усаты. Майя Санду и Карлос Дримс ла урми урми. Олигархическое правительство. Фрумушел. Еу. Dacă sincer, dacă stăm să analizăm toate aceste comparații, eu vreau să ascult îndemnul din articolul de psic.md și să mă concentrez nu la diferențele dintre Plahotniuc și Dodon, dar la asemănările dintre aceștia doi. Și principala linie roșie care tocmai vzvăpăiește și bate în ochi e că ambii au o dorință nebună de a acapăra total puterea în țară. Cuiva i-a reușit câțiva ani dat afară și altcineva iaca pășește pe acești. Oleac poate cu alte metode, oleac poate alt tip de spălări de bani, ca Dodon Plahotniuc are dosar pentru care e vânat, da? Vânat și vizat, dosar în care e vânat și vizat, dosar de spălare de bani.
cum s-ar zice, și-a spălat bani din interiorul țării, pe aici, prin țară. Dar Dodon a primit bani, Iacob, spălați. Voi țineți minte investigația Rise din 2016? 30.000 de lei undeva, de prin Bahama s-au apărut în rândurile sponsorilor Partidului Socialiștilor. Despre asta, în continuare, nimeni nicăieri nu stă pe la nicio închisoare. Dodon are afaceri, nu cu, cum s-ar zice, mafioți, murdari și legături cu dânși, dar cu oameni oficiali din Rusia, cu care, bine mersi, bani pleacă la bazele lor de odihnă, ba spune mulțumesc că ne-au sponsorizat plecarea, ne-am odihnit cu familia la Arhanghelsk, acolo la casa unui deputat rus. Asemănarea principală e că ambii pățănași vreau puterea totală în țară. Azi apare o știre, Voloșin, voi ați auzit de Voloșin, eu nici nu știu cum să-i zic, el are mai multe funcții și mai multe deitilnăste. Mai scurt, s-a dus atletul, hai în cazul dat să-i zicem, Voloșin, s-a alerge la stadionul Dinamo și a văzut că trebuie să plătească intrarea la stadionul Dinamo. L-a șocat, a făcut un video, l-a publicat, Dodon cu reacție, stadionul Dinamo nu va mai fi cu bani, eu președinte am hotărât. Tu, președinte, blate, hotărăște asta. Dar nu există direcții municipale care fac asta. La urma urmei nu există ministrul Corneliu Popovici care să hotărască asta. De ce Dodon trebuie să anunță asta? Deși Lauri zboară la dânsul. Dragi prieteni, eu nu știu dacă au reușit acest video să ajungă la Țordan Păgdea. Dacă voi ați reușit sau nu, să dați câte un share, câte un like, în continuare vă rog să o faceți dacă poate ați prins acest video la urmă. Eu o să-l arunc după asta pe canalul de YouTube al emisiunii Lumina, ca să-l vedeți de la bun început. Eu vă mulțumesc nespus de mult pentru atenție. Probabil e cazul să rășim gura încă o dată, să spunem aceleași lucruri, să încercăm să dăm cât mai mult, să o zvărsăm cât mai mult lunină peste cei care au bani, peste cei care au resurse mediatice și încearcă să stâmpească lumea cât se poate de tare și măcar cu like-uri, cu share-uri și cu vorba să încercăm să ajungem la oameni cu niște adevăruri. Pentru că până la urmă, dacă Țărdea spune că Dodon nu a acumulat atâtea bogății în țară așa cum Plahotniucu a acumulat, hai să ne amintim de investigația la Ziarul de Gardă, cum Dodon, da, n-are multe bogății, nu deține tare multe, dar în același timp oamenii pe lângă dânsul trăiesc bine, mersi. Hai pe final să ne reamintim ce a făcut Ziarul de Gardă, să vedeți și voi dacă cumva v-a scăpat această bucată frumoasă de investigație. În fiecare dimineață din această casă, președintele Igor Dodon și soția sa Galina își încep ziua de muncă. Unul pleacă la președinție, iar altul la compania Exclusiv Media, SRL, care gestionează o parte din holdingul media care îl ridică în slăv pe soțul ei, șeful statului Igor Dodon. Ieri șeful statului Igor Dodon a vizitat două familii cu mulți copii. Cadouri și dulciuri le-au fost oferite nu de Moș Crăciun, ci de președintele țării Igor Dodon. Tot din această regiune, din două blocuri vecine aflate la câteva zeci de metri distanță de casa președintelui, în fiecare dimineață pleacă alte trei familii. Sergiu Catană, nașul președintelui, ia drumul spre Metal Feros, societate pe acțiuni deținută de stat, care a fost în ultimii ani ținta mai multor acuzații privind fraude de sute de milioane de lei. Catană face acest drum din 2007. El a fost numit director financiar al întreprinderii chiar în perioada în care finul său era ministru al economiei și avea în subordine societatea Metal Feros. Cei doi au făcut cunoștință la Universitatea Agrară, fiind colegi la facultate. Nașul președintelui a rezistat în funcție chiar și ea ca tot așa, cu vreo câteva isprești figuri apropiate lui Dodon. Ca să nu mai uităm și de domnul, actualul prim-ministru, domnul Chicu Cucaricu, care a fost coleg cu Dodon și Gureceanu-i în guvernul condus de PCRM. Și după asta, după ani de despărțiri și probabil dor nebun, bătei de inimă, după rușinea aia, disgrația trăită pe scena PDM în iunie lui Chicu, s-au reunit aceste spirite frumoase. Și amu guvernează cu Republica Moldova. Vă place asta? Nu vă place? Sunteți gata să luați atitudine? Mai vreți? Mai sperați? Mai credeți că se poate schimba ceva? Sau credeți că gata, până aici a fost, m-a săturat, am fost odată și jumate la alegeri, mai mult nu trebuie nimic. Poate. Azi vă mai amintiți că totuși Republica Moldova e un stat tânăr. Și dacă e să o comparăm măcar cu România, apropiată României, care în 89, măcar o lecuțică o și luptat și o trecut prin o leacă de... Cum zic, eu nu vreau să implic asta, eu nu-mi doresc asta să se întâmple în Moldova. Dar au fost o leacă de luptă, au fost o leacă, deci nici nu au nici s-o dat libertatea. Auziți, Ucraina a declarat independența, voi și frașiți.
Ei, dacă declarăm și noi azi să avem o sărbătoare în aceeași zi, hai peste 2-3 zile, ok? Bun, hai, harașo, mersi. Alo? S-a terminat, da? Mersi. Noi încă trebuie să mai trecem prin tare mult mâncat de mancă, cășuță, mămăliguță, spuneți voi cum vreți, orice sursă de carbohidrați care să ne energizeze și să mergem înainte. Părerea mea, spuneți voi ce credeți despre ceea ce se întâmplă. Vă pup, vă cuprind și în mod deosebit vreau să-i salut pe cei care susțin financiar emisiunea Lumina, patronii emisiunii Lumina, vreau să-i salut pe câțiva din ei, cei mai recenți, Nicoleta Revenco, noroc, Nicoleta! Eu sper că tu auzi și vezi acest video, ca nu cumva după asta să apară discuții. Înțeles? Cu Nicoleta am avut un spor. Nicoleta zice că eu nu i-am citit numele. Nicoleta deja e că uite, tot lumea deja știe. Nicoleta Revenco, amuș, ați caut pe Facebook și ați atace lumea, ați fi linșaș pe Facebook. Toate că linșaj nu strică și chiar și în viața reală, chiar și eu m-aș bucură direct. Mihai Cebotar, Alexandru Stici, Madalina Florescu, Roman Colesnic, Ion Pleș, Alexandru, Cătălina Albu, Mihail Sorocean au hotărât recent să devină patroni emisiunii Lumina, indirect și a emisiunii Internetul Grește, pe care noi facem cu Nata în fiecare vineri, live pe Facebook-uri și după asta pe YouTube-uri. Tare vă mulțumesc, vă doresc să mai bine. Hai să ne revedem săptămâna asta la Internetul Grește, poate mai reușesc un video până atunci. Scrieți-mi mai jos în comentarii ce credeți. Poate fi Dodon un plahotniuc sau nu? Sau poate deja el este? Și care ar fi atunci asemănarea cea mai vașnică dintre ăștia doi? Numai bine, la revedere și mulțumesc tare mult. Comentați, dăruiți like-uri, inimioare, ca acest video să ajungă la cât mai multe perechi de ochi și urechi. Și urechi, exact. Unii se uită cu sunetul stâns. Dar știți ce melodie pornesc? A moș varet. Eu vreau pur și simplu cu dânsa să încheie acest video. Așa că audiție plăcută. Dați un pic sunetul mai tare. Și dacă aveți copii care s-au culcat, treziți-i, pentru că ei tot trebuie să vadă asta. Un asemenea multfilm cu asemenea concentrație de monștri mai rar vezi, mai ales gratis pe Facebook. La revedere, bye bye. Игорь оставит в истории след. Иди на свет, иди на свет. Игорь избавит от проблем и бед. Иди нахуй.